Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Parascovia Blanar și vă prezint principalele evenimente ale zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Campania electorală desfășurată de Maia Sandu devine tot mai murdară. Pliante cu sperieturi despre război și conținut denigrator despre contracandidat sunt împărțite prin țară. Astfel de mesaje sunt menite să dezbine societatea, spun experții. Candidatul din primul tur la prezidențiale, Victoria Fortună, acuză guvernarea de fraudă în alegeri. Fostul procuror anticorupție susține că PAS a recurs la acest pas de frică să nu piardă puterea. Cu gazetele galbene sub braț, deputații PAS au pus mai presus interesele de partid decât cele ale țării și se ocupă de agitația electorală. Activitatea Parlamentului este paralizată de mai bine de o lună. Ce cred oamenii despre asta, vedeți la știri. Înainte de alegeri am fost pur și simplu folosiți, ni s-a dat niște bani ca să închidem gura și să nu protestăm. Asta spun angajații CFM, care acuză guvernarea că nu și-a îndeplinit promisiunile. Unul dintre candidații la președinție în primul tur, fostul procuror Victoria Fortună, acuză guvernarea de fraudă în alegeri. Potrivit ei, PAS a recurs la acest pas de frică să nu piardă puterea. Oamenii ajunși la cârma țării pe fundalul luptei cu cei care au capturat statul, până la urmă l-au capturat din nou, spune Fortună. Potrivit Victoriei Fortună, PAS a recurs la fraude în primul tur al alegerilor prezidențiale și la referendumul constituțional din motive evidente. În anii de guvernare, formațiunea nu a reușit să obțină rezultate bune și să-și îndeplinească promisiunile electorale, așa că prin aceste acțiuni, Partidul Acțiune și Solidaritate încearcă acum să se mențină la putere. Frica de a ceda puterea a transformat această campanie în una plină de mizerie, difuzată de către alte mizerii, care se alimentează până în prezent din buzunarul fiecărui cetățean din Republica Moldova și, în ultimul rând, a celor contribuabili din Uniunea Europeană, banii cărora au fost spălați prin ONG-urile afiliate guvernării. Potrivit lui Fortună, am ajuns în vremurile când structurile statului au fost usurpate și nu mai activează în interesul cetățenilor, iar premierul, miniștrii și deputații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile, împart ziare în susținerea Maiei Sandu. Cei care au venit la putere în 2021-2022 strigând că statul este capturat, l-au eliberat și l-au capturat din nou. Deci avem un stat capturat, avem alegeri fraudate, avem un viitor furat într-un final. Ca să dezmintă suspiciunile de fraudă la alegeri, guvernarea, potrivit Victoriei Fortună, trebuie să acorde acces la fiecare cetățean ca să poată verifica dacă a votat în țară sau peste hotare, aflându-se în Moldova. Fostul candidat la președinție a mai îndemnat alegătorii care nu au mers la vot în 20 octombrie să solicite informații de la Comisia Electorală Centrală dacă figurează în calitate de votanți și unde anume ștampila votat a fost aplicată în locul lor. Doar așa, spune Fortună, putem afla cât de legal a fost acest scrutin și cât de valid este referendumul. De mai bine de o lună, Parlamentul nu se mai întrunește în ședință. Deputații majorității parlamentare PAS fiind ocupați să facă agitație în favoarea Maiei Sandu. Acestea sunt acum prioritățile celor delegați de popor, să le rezolve problemele. Părerea oamenilor mai puțin contează, se pare, pentru parlamentarii PAS, care au decis de capul lor că treburile partidului sunt mai importante decât cele ale țării. Spre nemulțumirea cetățenilor, însă, cel puțin a celor care au stat de vorbă cu noi. Mult de o lună, activitatea Parlamentului este paralizată. Asta pentru că cei 62 de deputați au lăsat baltă treburile țării și s-au implicat în campania electorală pentru Maia Sandu. În loc să adopte legi de care au nevoie oamenii, aceștia se plimbă prin Moldova și împart gazete electorale. Mai mult ca atât, se folosesc abuziv de resursele administrative, lucru confirmat și de către observatorii internaționali. Ultima ședință a Parlamentului a avut loc pe 20
20 septembrie. După o vacanță prelungită, deputații PAS, Vorba Veche și-a luat valiza și hulubii și au decis că e mai important să distribuie pliante electorale pentru Maia Sandu decât să adopte legi. Astfel, peste 100 de proiecte pe care cetățenii le așteaptă rămân neanalizate. Legislativul este paralizat, iar țara pare să fie pe stop, spre nemulțumirea cetățenilor. În sate, adică nu trebuie să meargă numai atunci când sunt voturile sau ceva ce interesează pe dânșii. Ar fi mai bine ca să meargă, nu zicem că zilnic, nici lunar, dar măcar nu, cum se zicea înainte, la petilet, că oricum în jumătate de an, la jumătate 3, la 3 luni, cum s-ar spune, ca să meargă, ca să vadă ce-i doare pe cei de la țară. Că voi dolzni. Agitația nu trebuie să fie făcută de membrii Parlamentului, ci de cei care au ales-o pe Maia Sandu sau pe domnul Stoian Oglo. Parlamentarii ar trebui să se concentreze pe adoptarea și respectarea legilor. Cei care chiulesc de la muncă sunt niște neisprăviți. Nimeni nu s-a adresat cu propunerile lor la sărmanii din sate. Dar cum crezi, de ce timp de 4 ani nu a venit nimeni, dar acum, ca înainte de alegeri, din tot? Fiindcă toți care vor să câștige alegerile, înainte se arată că sunt oameni. Dar pe urmă, după ce au câștigat alegerile, deja de oameni nici nu se arată și nici nu se vede. Unii cetățeni cu care am vorbit s-au indignat de faptul că echipa Maiei Sandu, din care fac parte exponenții ai conducerii statului, utilizează resursele administrative ale statului în campania pe care o fac pentru a-și promova candidatul. Nu de zis să rabotați în pasul și astăzi. Ei trebuie să muncească, nu să umble prin sate și să primească salarii. Acest lucru trebuie schimbat. La anul vor avea loc alegeri parlamentare, așa că o să-i alegem pe alții. Aceștia folosesc resursele administrative și mașinile de serviciu pentru deplasările lor. Clar că trebuie să îi înlăturăm de la putere. E normal pentru ei, pentru cineva nu e normal să folosească de toate acestea. Ei primesc și salariu și să folosesc benzina statului. Asta nu e normal. Ca hoții ăștia. Ia că și vreau să spun. Aia sunt primii hoți care ia lui Maia Sandu, sunt primii hoți. Ia că și vreau să știu. Sunt proștii la 55 de ani. Nu merge variantul. Nu, și așa, dar... Nu-i bine. Am telefonat la serviciul de presă al Parlamentului pentru a întreba de ce legislativul nu se convoacă în ședințe și cine dintre deputați și-a luat concediu oficial pentru a participa la campania electorală, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Menționăm că raportul inițial al OSC, referitor la rezultatele alegerilor, subliniază acțiunile colective ale tuturor structurilor de putere în sprijinul Maiei Sandu, abuzul de poziție administrativă și tratamentul privilegiat în mass media. Amintim că salariul de bază al unui deputat constituie 18-19 mii de lei lunar. Doar cu toate plățile și suplimentele, salariile lunare ale aleșilor pot ajunge până la 44 de mii de lei. Adresele mai multor secții de votare din străinătate au fost modificate. Este vorba de sediile din Marea Britanie, Italia, Germania și Franța. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe, care îndeamnă moldovenii din aceste țări să verifice din timp noile adrese, pentru a se asigura că vor putea vota fără dificultăți. Totodată, Ministerul a îndemnat cetățenii care au optat pentru votul prin corespondență, dar nu au primit confirmarea despre recepționarea plicurilor, să meargă la cea mai apropiată secție de votare. Amintim că duminică 3 noiembrie se va desfășura turul 2 al alegerilor prezidențiale. Așa numită listă a urii publicată și tirajată intens de jurnaliștii și presa servită PAS-ului în spațiul public cu cei peste 3.000 de oameni despre care se pretinde că ar fi fost plătiți pentru vot, continuă să stârnească controverse și nemulțumiri. De această dată, cunoscutul sportiv și notător Ion Lazarenco Tiron susține că soția sa, Angela Lazarenco, a fost inclusă din greșeală în lista persoanelor care s-ar pretinde că ar fi implicat în schema de corupere electorală. Bărbatul susține că se va adresa la poliție pentru falsurile în adresa familiei sale.
diplomatic pentru că vreau eu. Într-o intervenție video publicat pe o rețea de socializare, bărbatul susține că trăiește un adevărat coșmar, iar familia sa este supusă atacurilor și amenințărilor. Cum am menționat, de 3 zile e ceva incredibil. Și se întâmplă, unii soție este acuzat că a lucrat la șor, că a primit bani de la șor și a pus-o pe o listă oarecare acolo. Nu știu de unii până unii au apărut așa liste, dar vă spun, îi Doamne ferește, rudele și prietenii și sătenii și huiește lumea că Angela Lazarencu. Și vă spun, eu pot să primesc să țin chept la orice, de la rechini până la nu știu ce. Dacă în familie e atacat personal, asta deja ieșe din comun. Războaiele astea, nu știu cui îi convine, atâta răutate și atâta intrigă între oameni. Și atâta, vă spun, cuvinte numite și amenințări ca să-i crepi capul, ca să-i dăi cu chiatra în cap, ca să-i dăi foc la casă. Eu vă spun, asta e unde am ajuns noi ca societate. Ioana Lazarencu Tiron afirmă că acuzațiile potrivit cărora soția s-ar fi fost plătită pentru a-și da votul sunt false și neîntemeiate. În plus, el intenționează să se adreseze autorităților în legătură cu accesarea ilegală a datelor personale. Categoric vă spun că Angela Lazarencu n-are cum să fie și n-are cum să fie afiliată cu partidul Șor sau cu toate lucrurile astea. Știți, noi ne aflăm în Republica Moldova deja de 3 ani, dacă nu mă înșel. Și numai în trăiești 3 ani de când sunt aici, câte oferte am avut și câte... Dar asta de unde a apărut? Chiar pentru mine e șoc. Vă spun sincer. Și sunt sigur că am auzit la mai mulți oameni care au... Dar eu rog departamentul de poliție și să vii cu dovezi să clarificăm. Apelez, cum am spus, la toate organele de drept să vii cu dovezi să ne arăte unii Angela Lazarencu Grigori este afiliat cu Șor, dar eu vă promit că am să ies cu mai multe dezvăluiri trăite de mine în ultimii 3 ani până m-am tăcut și am înghițit multi. Și asta nu că acum fac propagandă înainte de alegeri sau ceva, Doamne ferește, eu sunt pentru pași și pentru liniște și înțelepciuni. Dar pur și simplu deja eu am înțeles că nu mai am încotro. Precizăm că acesta nu este primul caz de acest gen. Recent, o tânără care a votat-o pe Maia Sandu a declarat că s-a regăsit în listele publicate de presa proguvernamentală cu așa ziși trădători de patrie, care ar fi luat bani pentru vot. Revoltată, fata a postat pe rețelele de socializare un video în care a explicat că a lucrat într-o companie străină, iar intrările în contul ei erau nu altceva decât remunerări salariale. Mai mult, au fost semnalate numeroase cazuri în care aceste liste erau incluși oameni împotriva cărora au fost intentate sancțiuni, dar care au murit de mult sau care trăiesc de ani buni peste hotare și care nici măcar nu merg la votare. De fapt, în aceste liste au fost incluși toți cei care pur și simplu au primit transferuri din Rusia, indiferent de proveniența și destinația acestora. Amintim că listele cu cei peste 3.000 de cetățeni ce conțin date cu caracter personal au fost făcute publice de presa proguvernamentală, fără a fi respectat consimțământul persoanelor. Aceasta ar fi fost expediată la adresa publicației Ziarul de Gardă, de către un ofițer al organelor de drept, sub anonimat, iar mai apoi a fost intens dirijată în spațiul public de alți jurnaliști și instituții media aservite puterii, fără a fi constatată veridicitatea ei de către oamenii legii. Procurorul general Ion Munteanu a declarat că lista cu numele și datele personale, care se presupune că ar face parte din rețeaua lui Șor, nu face parte din dosarul de corupere electorală. Însă procurorii vor examina cazul pentru a stabili veridicitatea, de unde s-a făcut scurgerea de informații, iar făptașul să fie pedepsit. Noi detalii despre instigatorul conflictului dintre susținătorii Maia Sandu și agitatorii lui Stoianoglu, despre bărbatul, dacă poate fi numit așa, care și-a permis să utilizeze forța în raport cu o fată pe care a insultat-o de mai multe ori. Numele lui și câteva date biografice au fost publicate pe rețelele de socializare. De exemplu, că cel care a spus că rusa este limba animalelor a lucrat mulți ani în Rusia și acolo cu banii făcuți și a construit o casă în Moldova. Între timp, forțele de ordine încă nu au confirmat autenticitatea acestor informații și nici nu au raportat ce măsuri au fost luate împotriva lui, dacă au fost luate. Detalii vedeți în continuare.
Țara trebuie să-și cunoască eroii, chiar și atunci când aceștia sunt antieroi care se mândresc că atacă femeile și proclamă sloganuri și insulte naționaliste. Pe rețelele de socializare a apărut numele susținătorului președintelui Maia Sandu, care i-a atacat în weekend la Chișinău pe agitatorii lui Alexander Stoianoglo. Este vorba despre Nicu Burbulea din raionul Dondușeni. Economistul Sergiu Ungureanu a scris pe pagina sa de Facebook că acest bărbat cu banii făcuți multă vreme în Rusia și-a construit casă și urmează activ arte marțiale. În 27 octombrie, după o altercație verbală cu agitatorii lui Stoianoglo, acest înflăcărat apărător al Maiei Sandu a atacat femeile care distribuiau legal pliante electorale și le-a insultat pentru că vorbesc rusă. Apoi el a atacat pe bărbatul care a sărit în apărarea femeilor. Mai mult, potrivit martorilor oculari, înainte de a-l agresa, el a stropit pe adversarul său cu spray lacrimogen. Am încercat să luăm legătura cu Nicu Burbulea prin intermediul rețelelor de socializare, dar acesta nu a răspuns la mesajul nostru. Ne-am adresat și la poliție ca să aflăm dacă oamenii legii l-au identificat pe agresor, dacă acesta a fost reținut și ce sancțiuni riscă. Dar până la momentul editării acestui reportaj, purtătorul de cuvânt al poliției din capitală, Natalia Stati, nu ne-a răspuns. De menționat că în ultimul timp, mai ales după primul tur de scrutin și referendum, acțiunile agresive ale susținătorilor lui Sandu și PAS au devenit tot mai frecvente. Unii au îndemnat să fie loviți cu pietre în cap toți cei care nu sunt de acord cu șeful statului și partidul de guvernământ. Alții le-au dorit să se îmbolnăvească de cancer. Au spus public că toți opozanții sunt hoți, ticăloși și trădători. Au fost și insulte xenofobe. Care vorbește de Maia Sandu? Noi trebuie să ne ducem, să-l așteptăm la poartă și să-l batem pe schișă. Să batem piatra în cap. Eu doresc din banii furați la toți tații, mamele și copiii cancer, dacă și doresc. Și ne mâncați din bani furați. Cădătorilor! Cu**or! Mizerilor! Cu**or! Că alt cuvânt nu mai am! P**ilor și cu**or! Serviciul de presă al PAS a anunțat săptămâna trecută că se distanțează de astfel de declarații agresive. Ulterior, asta a declarat și Maia Sandu. Totuși, consilierul Partidului de Guvernământ în Consiliul Municipal Chișinău, Ion Melnic, a confirmat că Sandu știa foarte bine despre aceste afirmații ale activiștilor PAS. Iar Marina Andoni a anunțat că nu se teme de sancțiuni administrative și amenzi și va continua să facă ceea ce face. Toți acești oameni continuă să participe activ la evenimentele lui Sandu și la întâlnirile ei cu alegătorii. Problemele renumitului medic găgăuz Nicolae Slavuțchi nu contenesc. Instanța de judecată a decis să-l transfere în arest la domiciliu pe doctorul azilului de bătrâni din Comrat, reținut pentru 72 de ore, deoarece ar fi încălcat secretul votului. Bărbatul neagă acuzațiile. Medicul azilului de bătrâni din Comrat, Nicolae Slavuțchi, reținut pentru 72 de ore, fiind acuzat de încălcarea secretului votului, a fost transferat în arest la domiciliu. După ședința de judecată, el a declarat că nu poartă nicio vină. Eu consider că nu am încălcat nicio lege. Poliția își face treaba. Acum a avut loc procesul, procurorul a cerut prelungirea arestului cu 30 de zile, instanța a decis 15 zile de arest la domiciliu. Asta e tot. Ancheta continuă, subliniez încă o dată că nu sunt vinovat.
Amintim că luni la Comrat a fost organizat un protest în cadrul căruia mai mulți activiști civici, dar și locuitori ai autonomiei găgăuze, au ieșit în apărarea medicului Nicolae Slavuțchi, reținut după ce le-ar fi spus unor pacienți cum să voteze. Manifestanții au declarat că poliția și procuratura, care potrivit lor servesc regimul Sandu, și-au depășit limitele prin privarea de libertate a renumitului doctor. Imagini video de la procesul de votare din azil a postat săptămâna trecută misiunea Promolex. Totuși, potrivit avocaților, conform articolului 79 din codul electoral, o persoană care are nevoie de ajutor are dreptul să-l ceară de la cineva care nu este membru al comisiei electorale. Slavuțchi, la rândul lui, susține că nu a indicat pe cine să voteze, ci a explicat conținutul buletinelor de vot. Poliția mai spune că doctorul ar fi primit bani pentru mituirea unui alegător. În realitate, însă, medicul de 72 de ani, ca și alți pensionari din Găgăuzia, primea adaos la pensie. Agitația electorală în favoarea candidatului Maia Sandu la șefia președinției pentru cel de-al doilea tur al alegerilor continuă în același stil, prin denigrarea contracandidatului său, cu atacuri la persoană și prin răspândirea falsurilor. Așa se întâmplă că la corturile instalate pe străzile capitalei, activiștii și susținătorii candidatului PAS-ului împart pliante cetățenilor ce conțin duble mesaje. Pe de o parte a paginii este scris despre cum poate salva Moldova Maia Sandu și că este unicul președinte care poate duce țara în Uniunea Europeană, iar pe verso găsim conținutul denigrator în adresa lui Stoianoglu, sperietor despre război și, spre exemplu, ce putem pierde dacă bandiții revin la putere. Stoianoglu, un om slab, un om controlat. Bandiții vor vinde Moldova cui dă mai mult și vor pune țara noastră pe tavă pentru războiul Rusiei în Ucraina. Este în pericol circulația liberă a cetățenilor noștri în țările europene. Astfel de mesaje sunt scrise pe partea de verso a pliantelor distribuite de susținătorii Maiei Sandu, în timp ce partea din față, cetățenii sunt îndemnați să voteze masiv pentru Sandu pentru a opri un dezastru. Echipa noastră de filmare a mers să vadă cum argumentează activiștii care distribuie pliante ce promovează niște falsuri, care de astfel instigă la dezbinare între cetățeni. Văd deranjați de întrebările reporterului Canal 5, dacă ei însăși sunt convinși de veridicitatea mesajelor pe care le împart, au explicat că ei doar îndeamnă cetățenii să facă alegerea corectă, evitând să se expună asupra falsurilor scrise în pliante. Este ceea ce se numește campanii prin care arătăm de ce trebuie să votăm Maia Sandu și ce câștigăm dacă votăm Maia Sandu, ceea ce înseamnă un vot pentru un viitor european și ce pierdem dacă nu votăm Maia Sandu. Asta înseamnă. Păi, nu este nicio dezinformare. Cum nu este? Păi aici vedem că unde, scrie, bandiții vor vinde Moldova, cui dă mai mult și vor pune țara noastră pe tavă. Înțeleg întrebările care le puneți tendențioase. Noi vrem să vedem dacă dumneavoastră credeți în ceea ce scrie pe verso. Deci ce candidat acum dumneavoastră susțineți? Noi nu suntem niciun candidat, nu am declarat că susținem, dar vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră dacă credeți în ceea ce se scrie pe verso. Sunteți siguri că iată se vor închide toate piețele europene? Eu nu sunt sigur, dar noi suntem siguri de fapt că unicul președinte și candidat care ne poate asigura piața europeană prin fapte concrete. Activistul Partidului Acțiune și Solidaritate nu a putut răspunde nici la întrebarea dacă prin campania murdară pe care o fac împotriva unui candidat dezbină societatea. Dar nu credeți răspândiți ură în societate, dezbinare, lumea? Vedeți că acum este împărțită în două tabere. Tinerii au să fugă. Deci noi, inclusiv prin pliantul respectiv, lumea este informată, informăm oamenii despre ceea ce înseamnă vector european, calea europeană. Și aici e foarte clar specificat lucrurile sunt evidente. Deci noi cumva informăm și aducem mesajul la cetățeni. Același lucru i-am întrebat și pe alți susținători ai Maiei Sandu, însă aceștia au evitat să răspundă și au spus că ei sunt simpli voluntari și nu vor oferi explicații. Însă s-au arătat convinși că mesajele pe care le distribuie sunt veridice. Sunt o persoană, sunt voluntară și nu vă dau interviuri, sunt o persoană mică. Dar dumneavoastră credeți atunci ce este pe verso? Ați văzut ce scrie acolo? Da, am văzut, nu că cred, dar știu exact. Dar prin ce? Aveți dovezi? Cum cunoașteți? Am. Ni s-a spus, ne s-a vorbit, doamna președinte, ne-a vorbit foarte mult și ne-a vorbit foarte corect. Cum să nu văd? Nu credeți că iată răspândit aici niște falsuri pe verso? Nu e niciun fals absolut, e adevărul pur, adevărul gol-goluț.
În același timp, unii militanți ai lui Sandu recunosc că este greșit să semneze discordie în societate în acest fel. Eu v-am întrebat dacă e corectă dezbinarea în societate. Ce părere aveți? E foarte rău. Credeți că e corect ce se întâmplă? Sietca asta nu e corect, absolut. Îi trebuie să arestați pentru trădare de patrie. Ținem să amintim că Stoianoglu a negat în mai multe rânduri, inclusiv în cadrul unor dezbateri, asocierea sa cu politicieni pe care PAS îi prezintă într-o lume negativă și a subliniat că Sandu nu are motive pentru astfel de afirmații. În timp ce în pliantele distribuite de PAS, Alexandru Stoianoglu este făcut cu ou și oțet, în ziarele distribuite de susținătorii candidatului din partea socialiștilor, nu am văzut atacuri împotriva Maiei Sandu. Majoritatea cetățenilor au condamnat o asemenea campanie împotriva unui contracandidat, deoarece fiecare ar trebui să facă propria alegere, fără a fi influențat de falsuri și denigrări, spun oamenii. Asta e cea mai mare greșeală lui activiștii lui Maia Sandu. În primul rând, dacă tu vrei să ai o față bună, tu nu trebuie să pui pe altul jos. Она весь всю нашу Молдову поломала, разрушила. Она каждого травит друг на друга. Не потому, что она президент, а ее вот эти вот люди, которые рядом с ней находятся, мне кажется, что они тоже вот, они не понимают, что они делают. Потому что если ты, извините, льешь грязь на одного, как ты можешь быть чище? Никак. Cum credeți? De ce se fac toate aceste dezbinări? Atât vedeți probabil cum oamenii se bat și se ceartă. De bătaie, iar așa aici tot a fost, tot s-a bătut lumea. Nu înțeleg. De ce? Pentru ce? N-are importanță în ce limbă vorbești. În primul rând trebuie om să fii. De ce? Avem multe țări noi, iar că dorim în Europa. Bine, mergem în Europa. Dar sunt multe țări unde au limba lor de stat, două limbi, au trei limbi. De ce nu? De ce noi nu putem toți să facem așa? Pentru ce trebuie să înjurăm unul pe altul, să urăm? De ce? Suntem oameni, suntem unul ca celălalt. În primul rând se pune întrebarea din naționalism și care trece din naționalism în națism. Și în națism noi de-am ne-am convins. Ia că prin dură pe candidatul care participă la alegeri, de-am îl găsesc că e turc, că este, nu contează. Noi suntem republică multinațională. Avem o Constituție. E trimite oameni care sar la bătaie la doamne, că eu duminică mă aprocheț eu un gazet de aici de la... Și, mă scuzați, și-a venit un bărbat, iese pe Facebook-ul, doar eu a fost reținut, a bătut un băitan aici, pe mine m-a făcut în tot felul, că eu sunt eu țiganul și să mă duc în Rusia. Dar i-am spus, dar și ai tu cine vreau eu să votez? A să votez pentru cine vreau, că nu s-a impus, cu de-aia să las să votez pe Maia Sandu. Și-a făcut Maia Sandu 4 ani de zile, nimic nu a făcut. Eu și-aș o pensie de 800 de lei. Dacă n-aș avea copii, ce-aș face eu? Aș muri de foame. Dar e să gândești pentru buzunarul ei. Valul de minciuni, sperietori și dezbinarea în societate a început încă înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Acum acestea au căpătat o amploare și mai mare. Însă autoritățile electorale nu au reacționat până în prezent în niciun fel la campania de ponegrire pornită de PAS. În schimb, pliantele electorale ale partidelor de opoziție erau retrase anterior de oamenii legii, fără niciun temei plauzabil. Sperietorile și amenințările publice venite din partea Maiei Sandu și a staff-ului său de campanie continuă să dezbine societatea. Este opinia exprimată de mulți politicieni și analiști din țară în legătură cu noile pliante electorale ale Maiei Sandu. Potrivit acestora, prin atacurile la persoană, discursurile de ură, exploatarea fricilor și răspândirea minciunilor, inclusiv cele despre război, guvernarea urmărește să obțină o victorie bazată pe tragedia unui popor. Președintele Unirea ODIP, Vlad Bilețchi, afirmă că discursurile Maiei Sandu, candidat la prezidențiale, și conținutul pliantelor electorale distribuite public au depășit orice limită. El susține că actuala guvernare încearcă să inducă frică în societate pentru a-și asigura victoria în alegeri. De asemenea, Bilețchi consideră că ar trebui interzisă distribuirea acestor pliante.
consider că discursul și conținutul pleantelor în spațiu public a degradat până la un nivel nemai văzut până acum pentru segmentul pro-european. Atac la persoană, hate speech, discurs de ură, exploatarea unor frici și, de fapt, debitarea unor minciuni, a unui război hibrid, dacă doriți, închiderea frontierilor, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, a mai fost și Igor Dodon și alții la putere și nu s-au închis granițele, nu s-au încetat investițiile, nu s-a întâmplat toată această apocalipsă cu care încearcă să ne sperie guvernarea PAS, este grav. Eu cred că dacă exact la fel, un pleant identic, ar fi făcut contra candidatul, ar fi sărut toți onegiștii, toți experții, toată așa zisă presa și ar fi condamnat și ar fi explicat în emisiuni și talk show-uri de ce acest lucru este fals și interzis și de ce acest lucru este grav. Niciodată atât de jos n-au căzut pro-europenii, niciodată. Mie mi-este rușine de faptul că sunt pro-european. Analistul politic Valeriu Reniță subliniază că prin distribuirea pleantelor cu amenințări, exponenții puterii încearcă să distragă atenția de la propriile erori și lucrurile rămase nefăcute. În general, amenințările și promisiunile este că totul va fi rău cu altcineva în stilul campaniei electorale mai sau. Eu nu cred că asemenea lucruri trebuie să fie făcute pentru că ele sunt amorale și nu sunt corecte, chiar din punct de vedere politic. Deci nu poți îmbla cu amenințe, să ameninți lumea. Campania electorală este pentru altceva. Deci guvernarea care o avem, de fapt, ne-a dat tot timpul lecții, ne-a învățat cum trebuie să ne comportăm și trebuie să facem, numai ea n-a făcut. Acum s-a ocupat de sarcina ei principală. O opinie similară exprimă și politologul Vitalie Dragancea. Despre alții vorbesc urât cei care nu pot vorbi frumos despre sine sau nu au ce spune frumos despre sine. Dacă doamna președinte ar fi avut rezultate autentice în acești 4 ani de mandat, apropo, mandat absolut, cu 63 de mandate în Parlament, cu tot guvernul subordonat, toate instituțiile publice au fost subordonate politic președinției. Dacă dânsa avea să aibă rezultate în perioada asta, nu avea nevoie de critici adresate lui Stoianoglu. Și judecătoarea Victoria Sandu a comentat sperietorile lansate de către Maia Sandu. Aceasta a îndemnat actuala guvernare să înceteze să mai exploateze frica de război în această campanie electorală. Ceea ce nu realizați voi este că gloanțele pe care le-ați eliberat în spațiul public ricoșează chiar în cea pe care o apărați cu atâta fanatism. Frica oamenilor de război joacă chiar împotriva voastră, celor care o exploatați. Pentru că oamenii într-adevăr se tem de război, doar că invers, nu cu el, ci cu ea. Oare e posibil să fiți atât de ipocriți și cinici încât să nu realizați că vă doriți o victorie cu orice preț, că această victorie este una neagră dacă este construită pe tragedia unui întreg popor care n-are nicio legătură cu campania voastră electorală? E păcat, opriți-vă, a scris Sanduța pe pagina sa de Facebook. Având în vedere că noile pleante conțin afirmații despre Alexandru Stoianoglu, pe care de altfel acesta le respinge, analistul Ian Lisnevski susține că juriștii procurorului trebuie să se adreseze instituțiilor de drept pentru denigrarea imaginii. Juriștii domnului Stoianoglu trebuie să intervină, să vadă, adică ce e un fel de publicitate, pentru că iar este un PR sur care în mare parte nu reflectă realitatea. Pentru că, precum eu știu, domnul Stoianoglu nu este contra Uniunii Europene, integrării europene, pur și simplu are o altă viziune cum aceste lucruri trebuie să întâmple. Solicitat pentru un comentariu, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, ne-a spus că CEC își declină orice responsabilitate față de conținutul mesajelor transmise de candidații electorali, menționând că aceasta este pe seama oricărui participant. Este răspunderea fiecărui concurent electoral să-și pregătească pleantele și mesajele informaționale pe care le distribuie. Dar acum au apărut niște pleante a doamnei Maia Sandu, unde nu sunt promisiuni, nu sunt realizări, însă sunt scrise niște critici în adresa contracandidatului său, domnul Stoianoglu. Încalcă cumva legea prin acest lucru? Noi avem aceste sesizare depuse la comisie, de asta eu nu cred că este cazul să mă întreprindu-ți pe un astfel de subiect.
Postica a avut însă o cu totul altă poziție față de textul din pliantele Partidului Renaștere care a participat la referendum. Acesta, printr-o scrisoare, a cerut să nu fie eliberate materialele de la tipografie, deoarece conțineau elemente de agitație electorală pentru alegerile prezidențiale, dar și mesaje împotriva Mae Sandu. Din acest motiv, materialele au fost confiscate, iar partidul așa și nu a putut să le obțină înainte de referendum pentru a le distribui printre alegători. În continuare vorbim despre modul în care se desfășoară campania electorală în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu avocatul Iurie Mărgineanu. Bună seara, domnule Mărgineanu! Bună seara! Mai sunt câteva zile până vom alege președintele, dar campania electorală devine tot mai murdară. Și mă refer aici la mesaje de ură și dezbinare care continuă să fie lansate de către Maia Sandu. Iată, astăzi am obținut un astfel de pliant la un cort din capitală, drăguț la prima vedere, dar pe partea cealaltă negru și plin de sperietori. De exemplu că bandiții vor profita de un președinte slab, vor pune mâna pe țară, vor aduce haos și se vor răzbuna. Tot bandiții vor vinde țara și o vor pune pe tavă pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. De ce Maia Sandu folosește aceste arme murdare împotriva lui Alexandru Stoianoglu? Eu ceva nu mai pot nimic. Ei au demonstrat toți 4 ani de guvernare, incapacitatea lor de a guverna o țară, inclusiv de a duce o politică corectă și democratică. În ceea ce privește pliantele făcute, vreau să vă amintesc inclusiv ascultătorilor noștri că înainte de compania electorală, Comisia Electorală Centrală, care nu este altceva decât un jucător a partidului PAS pe arena politică de Republica Moldova, atât mai mult că ei și așa acolo după criterii politici stabiliți, asta și-a fost clar din start. Măcar că menirea lor este de a fi obiectiv și imparțial. Ceea ce vreau să spun aici, că înainte de compania electorală de alegerea președintelui și la referendum, au propus fiecare candidat să aici accentuiesc în lipsa unui cod sau normelor de etică a concurenților, le-a propus o foiță cu niște principii stabilite acolo, prin care fiecare candidat se obligă să nu se atace murdar cu toți ceilalți candidați sau între ei nemijlocet. Deci sper că doamna președinte a semnat această fițuică propusă de Comisia Electorală Centrală și atrag atenția. Cred că scopul principal a fost ca a obliga ceilalți concurenți electorali să nu murdărească pe doamna președinte Maia Sandu. Atât. Dar doamnei Maia Sandu îi se permite orice. Doar ea e zeița democrației și integrării europene în Republica Moldova. Tot mai mult că noi vedem cu partenerii noștri, nu o să mă tem de a mă pronunț, de nedezvoltare. Nu de dezvoltare, dar nedezvoltare a Republicii Moldova. Tac, chitic, fără a menționa nimic. Astăzi, după, dacă nu mă greșesc eu, a fost Comisia OSCE-ul în Republica Moldova, căruia ei s-a dus, sau ieri, și ieri și astăzi, mă ating, au fost Republica Moldova și li s-a dus la cunoștință toate derapajele democratice și de la principiile democratice ale actualei guvernări, cu ce companii murdar fac ei. Plus la asta, vreau să vă mai amintesc, cu orice pliant care conținea un derapaj în viziunea Comisiei Electorale, că atingea Maia Sandu, că vorbea despre integrarea europeană sau nu la referendum, de către Comisia Electorală Centrală erau stopate în tipografie sau ridicate de către poliție și confiscate pentru a nu fi distribuite. Vreau să spun cu toată certitudinea că actualul partid PAS
nu mai este galben, culoarea lui ar trebui să o schimbe în cafeniu, deoarece vedem că toată propaganda lor și indicațiile care au fost date de către centrul de comandă propagandiștilor, inclusiv persoanelor care au influență asupra influențelor, hai să îi numim așa, în societate, s-a pornit un fascism adevărat. Asta nu e vorba de naționalism. Că naționalism e despre dragostea față de propriul popor. Dar aici e vorba de fascism, elemente de fascism curat, la care statul și poliția, inclusiv organele de drept, ar trebui prompt să reacționeze. În caz contrar, putem derapa de la foarte multe elemente de drept sunt principii democratice în Republica Moldova. Și din aceste considerente, statul aici e obligat să intervină. În caz contrar, ne vom duce într-o... Hai să nu mă tem să spun, putem să ajungem la un război civil. Indiferent care vor fi rezultatele alegerilor acestea cu privire la alegerile președintelui, dependență de ce vot se va da de către cetățeni, cu cât procent va câștiga unul sau altul candidat în caz de câștigă, Doamne ferește, putem ajunge la o revoluție sau la un război civil în Republica Moldova. Și asta o fac propaganda actualei guvernări. Ei duc politica în Republica Moldova cu elemente curate de fascism. Membrii CEC ne-au spus că nu poartă nicio răspundere asupra conținutului materialelor electorale, iar autorii pot scrie tot ce le trece prin cap. Ca jurist, vrem să ne spuneți, într-adevăr, nu există nicio limită și nu există niciun control asupra acestor mesaje? Numai ce v-am explicat. Comisia Electorală Centrală e obligată. Aici s-a demonstrat că în unele cazuri Comisia Electorală Centrală intervenea, interzicea, accentuez, tipografiilor să tipărească în continuare pliantele partidilor sau a concurențelor electorale. Poliția le ridica și le confisca, deci acolo se putea, dar aici nu se poate. Anume, Comisia Electorală Centrală și este mecanismul cel democratic care ar trebui să intervină între concurenți. În caz, dacă concurenții derapează de la principiile democratice ale unui scrutin electoral. Dar vreau să vă spun cu toată certitudinea că toate comisiile europene, inclusiv comisiile care supraveghează scrutinul electoral din Republica Moldova, este raportul ODIR pe Republica Moldova, a OSCE-ului, care a depistat un șir de încălcări pe timpul campaniei electorale și post-electorale ale partidului de guvernare, practic identice ca cele din Gruzia. Să accentuez, în Gruzia, toți europenii spun că au fost alegerile fraudate și nedemocratice. Ceea ce ar putea să spună și despre Republica Moldova. Dar cu părere de rău despre Republica Moldova, rapoarte negative fac, dar declarații că nu sunt democratice alegeri nu fac. De ce? Înseamnă că acest partid de guvernământ, inclusiv doamna președinte Maia Sandu, este protejată Europei în Republica Moldova și li s-a dat un card blanș de a face cu orice preț, cu orice tâlc, ca aceste alegeri să fie câștigate de domnia sa. Dar cu orice preț alegerile de câștigat este foarte periculos. Republica Moldova nu e un teritoriu de experiment și ar trebui să-și dea seama. Maia Sandu a declarat că moldovenii trebuie să se unească, să lupte contra bandiților, să lupte contra hoților, să lupte și să tot lupte. Iată că îndemnul la această luptă a ajuns la radicalizarea societății, oamenii sunt puși pe baricade și sunt divizați în buni și răi. De ce se aplică această strategie, cum credeți? Nu,
Eu nu odată am menționat și mai repet încă o dată. Actualul partid nu este liberal, dar ci neo-bolșevic. Dacă o să vedeți cu toate principiile, toate modificările de lege care le-au făcut pe parcursul la 4 ani, demonstrează neobolșevismul din ei. Aceste principii care erau, pe care ei cu vehemență îi critică, principiile proclamate sau menționate de către Iosif Vissarionovich Stalin, Джугашвили, кто не с нами, тот против нас. Ce se întâmplă la momentul actual. Nu sunteți pentru Europa, înseamnă că sunteți bandiți, sunteți putiniști, kremliniști, ștoriniști, dodoniști, culiocari și toate etichetările care le-au făcut în spațiu public, învinuind orice persoană, orice personalitate de antidemocrație și nedragostea față de țară, bandiți și așa mai departe. Deci, cine stă în calea lor și nu sunt de acord cu ei, toate etichetările astea le pun în capul lor, inclusiv prin aplicarea, dacă ne aducem aminte, cu încălcarea Constituției, a sancțiunilor economice, ceea ce este ilegal, cât după Convenția Europeană, atât și după Constituția Republicii Moldova. Propriilor cetățeni, sancțiuni economice nu pot fi aplicate. Sunt sancțiuni și juriștii care au făcut dreptul cunosc care sunt. Sancțiuni economice, cu atât mai mult aplicate de alte state, nu poate fi aplicate în teritoriul Republicii Moldova. Și nicio lege, nicio normă nu poate îndreptăți acest hal. Acum, vedeți că dacă aceste principii care au fost aplicate de către ei sunt impuse, dar eu am menționat și mai menționez odată, curatorii svedici actualei guvernări, inclusiv a președintei Maia Sandu, sunt aceiași curatori care conduc Ucraina din umbră. Și fix aceleași șabloane aplicate în Ucraina, aplicate inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Asta și îmi dă posibilitatea să gândesc că anume aceiași curatori conduc Republica Moldova și Ucraina inclusiv. Alte sperietori lansate de către Maia Sandu sunt legate de Uniunea Europeană. Dacă nu rămâne ea la putere, atunci UE va închide piața de desfacere, nu vom putea călători liber în țările UE și nu vom primi bani pentru dezvoltare. Dar viața a existat și înainte de Maia Sandu și UE nu ne-a speriat că ne va face rău. Dacă Sandu va pierde, va exista viață după? Aveți perfect dreptate. Nu este doamna Sandu aceea care a inițiat integrarea europeană, dar integrarea europeană a inițiat-o Vladimir Nicolaevici Voronin la primul său mandat de președinte și guvernarea comunistă Republica Moldova, care ei au spus că nu este o conducere democratică, dar ei au inițiat acordul de liber schimb semnat de către Republica Moldova și guvernul Filat, dacă nu mă greșesc, pentru că acordul de asociere deja a fost semnat de către premierul Leancă, care, apropo, acum e pe banca de acuzați. Tot acest răstimp din 2003 încoace a fost cu privire la integrarea europeană. Și nu poate fi nici ca cum cineva numit zenița democrației și integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Deoarece acest referendum, știi ce fac ei cu derapajele de la principiile democratice, nici ca cum nu este despre integrare europeană. Demnitarii din Uniunea Europeană, nu toți, nu acei din conduceri, dar de la comisii, să crucesc când văd ce face doamna Maia Sandu, partidul ei de guvernare. Să crucesc, sincer vă spun. Noi cunoaștem dispozițiile ceea ce spun ei acolo, înăuntru Consiliului Europei și la întâlniri personale tătătăt. Dar ceea ce fac ei acum și în spațiu public, tot stac, de Uniunea Europeană, mie-mi rușine pentru Uniunea Europeană ca o așa reprezentanță în Republica Moldova, care neglijează totalmente
principiile democratice, acele cu care ei pe noi ne-au adiminit și despre care noi visam să le avem în Republica Moldova. Dar ceea ce face actuala guvernare absolut nu este cu privire la integrarea europeană și careva principii democratice care s-au născut în sânul Europei. Ați fost avocatul lui Stoianoglu și îl cunoașteți destul de bine. Poate fi numit un om slab care poate fi manipulat așa ușor, cum spune Maia Sandu, și să ne spuneți scurt despre ce impresie aveți după cele două runde de dezbatere electorale dintre Sandu și Stoianoglu. Cine dintre ei a învins din punct de vedere tactic și strategic? Îl cunosc pe domnul Stoianoglu încă de la facultate. Apropo, a învățat foarte bine. Un singur patru l-a lipsit de diploma roșie. A absolvit excelent universitatea. Îl cunosc de pe timpul când lucram în procuratură în calitate de ofițer simplu, ca de, să zicem, de leitenant în procuratură. Toată cariera lui a fost în vizorul meu, în ochii mei. Îl cunosc ca pe persoană destul de principială. Îl cunosc ca pe o persoană cu verticalitate și cu demnitate în trânsul. Sincer vă spun. Cine va prefera să-i acorde votul de încredere pentru președinția Republicii Moldova, eu cred că nu va regreta niciodată. Chiar să nu faci rău, deja faci bine. Dar atunci când faci rău Republicii Moldova, deja n-ai făcut bine. În situația dată, eu sunt sigur că Alexandru Stoianoglu va respecta principiile democratice, va respecta inclusiv separarea puterilor în stat și va acorda posibilitate tuturor instituțiilor și să exercite funcțiile. Deoarece, la momentul de față, toate trei ramuri ale puterii în Republica Moldova, care sunt separate, dar nu mai conlucrează între ele, fiecare exercitându-și funcția între ele și prin asta exercită acel principiu de democrație într-un stat civilizat, eu sunt sigur că el le va acorda și va da posibilitate ca aceste instituții să funcționeze. Dar pe cine va prefera alegătorul, doar el este, să zicem așa, zeul democrației în Republica Moldova. Cui va acorda acest credit de încredere pentru 4 ani să fie președinte a Republicii Moldova, numai poporul își va putea spune prompt da sau ba. În situația dată, eu pot numai să afirm că Stoianoglu este o personalitate și cu principii și valori. Cu noi a fost Iurie Mărgineanu. Vă mulțumim pentru prezență. Noi revenim la știri. În ultimii 4 ani, Republica Moldova a fost condusă pe bază de populism ieftin, caracterizat prin promisiuni ostentative și de bravadă, care au servit doar ca o mască pentru incompetență și corupție la toate nivelurile puterii. Această opinie a fost exprimată de fostul prim-ministru Vlad Filat cu ocazia celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova a declarat că a așteptat de la Maia Sandu, care candidează pentru un nou mandat, un raport detaliat asupra activității desfășurate. În opinia politicianului, acest lucru nu s-a întâmplat. Ca urmare, el a ieșit într-o conferință de presă în care a prezentat propria viziune asupra ceea ce s-a întâmplat cu țara în cei 4 ani de conducere a Maiei Sandu. Criza demografică și scăderea nivelului de trai al populației sunt cele mai acute probleme pe care Sandu și echipa ei le lasă după 4 ani de guvernare, spune Filat. Potrivit statisticilor, peste 40% dintre tinerii moldoveni se află deja în afara țării. Iar dacă această tendință va continua, atunci în 3-4 ani numărul tinerilor plecați va depăși numărul celor care au rămas acasă. În ultimii 4 ani, Moldova se confruntă cu cea mai gravă criză demografică din istorie recentă. S-a înregistrat cel mai mare val migraționist de la obținerea independenței, însoțit de o scădere record a natalității.
Anual, numărul nașterilor a scăzut sub pragul de 24.000 copii. Un nivel atât de scăzut nu s-a mai înregistrat pe acest teritoriu de cel puțin 180 de ani. Sporul natural negativ a atins cote fără precedent, contribuind la o pierdere de peste 220.000 de persoane în total. Această criză este accentuată de faptul că tinerii între 18 și 35 de ani reprezintă majoritatea celor care emigrează. Potrivit lui Fila, situația din economie vorbește și despre eșecul total al politicilor promovate de guvernare. Înainte ca Maia Sandu să devină președinte, PIB-ul Moldovei creștea cu aproximativ 3% pe an, iar la sfârșitul acestui an se estimează că va fi de doar 1,3%, cea mai mică cifră din ultimii 25 de ani. În același timp, inflația și datoria externă au crescut semnificativ, în timp ce exporturile, dimpotrivă, au scăzut. În ultimii 4 ani, Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere de prețuri din ultimele două decenii și jumate, confruntându-se cu o inflație cumulativă de peste 62%. Mai simplu spunând, ceea ce costa în 2020 100 de lei, în 2024 costă 162 de lei. Cel mai grav impact al inflației a fost resimțit la produsele de primă necesitate, lovind puternic în categoriile sociale vulnerabile. Datoria publică a Republicii Moldova s-a dublat, crescând de la 57 miliarde lei, ceea ce reprezenta 27,5% raportat la produsul intern brut în 2019. Am luat acest termen, că de atunci s-a făcut calculul și termenul de referință, dar este exact momentul de când Maia Sandu a devenit prim-ministru, la 110,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă 33,8% raportate la produsul intern brut în trimestrul 2 din 2024. Autoritățile se laudă că au majorat pensiile și salariile, dar acestea au fost nivelate de scăderea puterii de cumpărare a populației. O lovitură puternică asupra nivelului de trai și economiei a fost criza energetică care, este convins Filat, a fost provocată în primul rând de incompetența autorităților. Populația Republicii Moldova a fost lovită de cel mai mare șoc energetic din istoria țării, și dacă e să ne uităm în comparație, cel mai sever din Europa. Criza energetică din Republica Moldova reprezintă rezultatul unei combinații de incompetență, corupție și lipsă de transparență în achizițiile de gaze naturale. Vă aduc aminte că deciziile erau luate într-o manieră secretă de către Comisia Situației Excepționale și, sigur, dominată de către tovarășul Spânu. Aceste deficiențe grave vor face cel mai probabil, din câte știu eu deja face, obiectul unor anchete și investigații în viitorul apropiat. În toate eșecurile lor, autoritățile au dat vina pe altcineva, iar prin represiunile împotriva mass media au încercat să-și creeze un climat informațional favorabil. Doar că, a subliniat Filat, mulți dintre așa ziși jurnaliști independenți, care îi acuză pe alții de lipsă de integritate, nu au deloc mânele curate. Toți cei care ați făcut trimitere la plicuri și la controverse, dacă aveți curajul, ieșiți public și declarați că în toată activitatea voastră nu ați acceptat remunerații sub orice formă și ați trăit doar din salarii. Fiindcă eu mă văd obligat la un moment dat să vorbesc în locul vostru. Și ține de plicuri, apartamente, case și multe alte lucruri. Și o să încep probabil de la Țurcanu, care conduce televiziunea publică, care a fost prezentată ca o platformă neutră pentru discuții, pentru dezbateri. Sau cu cineva din cei care dădeau ieri întrebări, așa, lingușitoare, președinte. Eu nu amenință și nu vreau să fiu înțeles greșit. Eu doar vreau ca cei care aruncă cu piatra în cineva
să se uite, în primul rând, la propria viață, la propria experiență și să lasă la o parte vorba e veche, ipocrizia. Filat este convins că situația actuală din țară este rezultatul direct al gestionării Mae Sandu și al guvernării PAS. În locul unui sprijin real pentru cetățeni, autoritățile se rezumă la încurajarea clientelei politice și menținerea monopolurilor, sacrificând astfel interesele Moldovei pe termen lung. Filat consideră că țara are nevoie de reforme profunde și de o administrare eficientă, bazată pe profesionalism și integritate, iar asta sigur nu este despre Mae Sandu și echipa ei. Ședință de dragul ședinței. Așa a comentat Marina Tauber ultima audiere de la judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani, unde nu s-a prezentat niciun martor. Deputatul a petrecut doar câteva minute în sediul instanței. Tauber consideră că acest lucru dovedește încă o dată caracterul politic al cauzei penale în privința sa. Свидетели не явились, по каким конкретно причинам непонятно, потому что мы проверить эти причины не можем. Martorii nu s-au prezentat, din ce motive nu este clar, pentru că noi putem verifica. Au fost citite declarațiile lor scrise, din care, în opinia mea, este dificil să înțelegi ceva. Cu toate acestea, aceasta este procedura. Vladimir Vitiuc, audierea căruia nu a fost încheiată și căruia atât eu cât și avocații mai au să adreseze întrebări, nu a mai apărut în instanță. Ședința de astăzi a decurs rapid. Așa cum am spus în instanță, am sentimentul că aceste judecăți se petrec doar pentru a-mi epuiza și pentru a nu mă lăsa să lucrez. Cu toate acestea, ei continuă această ilegalitate, dar nu li se întâmplă nimic, deoarece contextul politic al acestui caz și presiunea asupra mea este clară. Următoarea ședință de judecată este programată pentru 31 octombrie la ora 15:00. Reamintim că CNA a inițiat și a trimis în judecată cauza penală împotriva Marinei Tauber sub acuzație de comitere a infracțiunii de amestec în înfăptuirea justiției. Deputata a declarat în repetate rânduri că este nevinovată și că dosarul împotriva sa este politic, fabricat de partidul de guvernământ. Înainte de alegeri am fost pur și simplu folosiți. Nu ni s-au dat niște bani ca să închidem gura și să nu protestăm. Asta spun angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova, care, în ciuda promisiunilor guvernului de a achita restanțele salariale pe 2 luni înainte de alegeri, încă nu au primit nimic. Mulți regretă că au crezut autoritățile și nu au organizat acțiunea de protest, care fusese programată pentru 25 octombrie. În timp ce a doua lună de toamnă se apropie de sfârșit, pentru unii cetățeni ai țării noastre, vara nici nu a început. Angajații de la Calea Ferată din Moldova continuă să scrie pe rețelele de socializare că, în pofida declarațiilor guvernării, până în prezent nu toate filialele întreprinderii au primit salariul promis pentru luna iunie. Începem săptămâna de lucru și organizațiile care nu au primit al doilea salariu așteaptă o minune, dar deocamdată tăcere. Cei care nu au primit încă pentru luna iunie, scrieți să știm cât suntem. Sperăm că angajații noștri competenți, care nu știu cum să distribuie fondurile în așa fel încât să nu jignească pe nimeni, ne vor achita astăzi salariile și vom primi, ca toată lumea, pentru luna iunie. Redacția noastră l-a contactat pe autorul postării și l-am întrebat dacă situația cu plățile s-a schimbat. Interlocutorul nostru a refuzat să fie intervievat, menționând că, la fel ca multora, li este frică să rămână fără locul de muncă. Cu toate acestea, dorind să-și păstreze anonimatul, a dezvăluit că în Ocnița, în 8 întreprinderi, nu au fost achitate încă salariile promise pentru luna iunie. Mulți lucrători feroviari nu mai au putere să lupte pentru banii lor greu câștigați. Suntem hrăniți cu promisiuni, câți oameni îi scriu directorului general Tomaș, dar nu există nicio schimbare. Unii oameni sunt plătiți individual, dar nimeni nu știe ce calcule și cum. Am vrut să facem o acțiune de protest pe 25 octombrie, dar ne-au anulat-o, închinzând gura lucrătorilor cu un salariu, iar unora cu 2 salarii. Nimeni dintre autorități nu acordă atenție unei întreprinderi atât de mari precum Calea Ferată și încearcă să distrugă totul. Este păcat că astfel de oameni sunt la putere.
Vara nu a venit în alte câteva raioane ale țării. Astfel, unii feroviari din Ungheni, Basarabeasca, Chișinău și Bender nu au primit al doilea salariu promis. Cu toate acestea, scepticismul cu privire la plata restanțelor salariale rămâne. Mulți dintre lucrătorii feroviari cred că promisiunea de a plăti salariile nu este nimic mai mult decât un truc de primire înainte de alegeri. În același timp, spun ei, protestul planificat pentru săptămâna trecută ar fi trebuit să aibă loc indiferent de situație. Protestul nu ar fi trebuit să fie anulat. Am fost din nou trași pe sfoară. Ar fi trebuit să ieșim la protest, așa cum s-a decis pe 25, indiferent dacă au dat salariul sau nu, pentru a plăti tuturor toate restanțele. Acum angajaților companiei li se spune că datoriile vor fi plătite doar atunci când căile ferate ale României și Ucrainei vor achita plățile pentru contractele realizate anterior. Reamintim că săptămâna trecută, cu două zile înainte de protestul anunțat al feroviei, în centrul Chișinăului s-a aflat că guvernul a început plata restanțelor salariale față de feroviar pentru lunile mai și iunie. Sindicatele au decis să amâne pentru un termen rezonabil acțiunea de protest. Trebuie remarcat faptul că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova se confruntă cu dificultăți financiare mai bine de un an. În această iarnă, angajații de la noul feroviar Basarabeasca au ieșit de mai multe ori la protest cerând să le fie achitate salariile. După acestea, autoritățile au recurs la împrumuturi, inclusiv la Loterie Națională, pentru a plăti salariile. După cum se menționează în analiza financiară și economică a întreprinderii, în ultimii 10 ani, pierderile totale ale căii ferate din Moldova au ajuns la aproape 2 miliarde de lei. Oricât de nepopulară, decizia a fost luată. Gigantul auto german Volkswagen va închide cel puțin 3 uzine în Germania și va tăia 10.000 de locuri de muncă, a anunțat ieri Comitetul de Întreprindere al companiei. Noi negocieri între conducerea și liderii sindicali sunt planificate pentru ziua de mâine. Dacă planurile anunțate vor fi duse la capăt pentru prima dată în istoria sa, de 87 de ani, concernul va închide o uzină în Germania. Consiliul de administrație Volkswagen intenționează să închidă cel puțin 3 uzine în Germania. Se concedieze 10.000 de angajați, celor rămași să reducă salariile cu 10% și să le înghețe pentru următorii 2 ani, relatează presa locală. Șefa Consiliului Muncitorilor, Daniela Cavallo, a declarat că aceste planuri afectează toate întreprinderile germane Volkswagen. Niciuna dintre ele nu este în siguranță. Potrivit Reuters, concernul pregătește pentru închiderea o uzină mare auto și alta de componente. În prezent, în Germania funcționează 10 întreprinderi Volkswagen, care au aproximativ 300.000 de angajați. Potrivit Deutsche Welle, încă la începutul anului, compania a avertizat despre închiderea uzinelor din cauza concurenței sporite din partea mărcilor chineze și reducerea cheltuielilor efectuate de consumatori. Volkswagen nu este primul și nici ultimul gigant care își închide unitățile de producție în Germania. Anterior, cel mai mare concern chimic german, BASF, a închis mai multe uzine de amoniac, anunțând intenția de a muta producția în China. Motivul principal este creșterea bruscă a prețurilor la energie în Europa din cauza sancțiunilor antirusești și în special la materia primă pentru producția de amoniac, gazele naturale. Iar la începutul lunii octombrie a devenit cunoscut faptul că producătorul de băuturi Coca-Cola închide 5 întreprinderi și centre logistice în Germania și că vor tăia peste 500 de locuri de muncă. Conducerea companiei explicată decizia prin optimizarea cheltuielilor. Presa germană scrie că pe termen mediu Germania riscă dezindustrializarea. Business Insider a publicat recent o listă lungă de companii care reduc locurile de muncă în această țară. Pe lângă producătorul american de băuturi și mândria industriei auto germane Volkswagen, documentul include Bosch și Miele, SAP, Henkel și multe alte companii mari. Potrivit Bloomberg, guvernul german și-a redus din nou prognoza de creștere economică, acum până la 0, deși recent erau speranțe că va adăuga cel puțin 0,3%. Dar stagnarea, după cum notează sursele agenției, nu este cel mai rău scenariu. Până la sfârșitul anului, indicatorii economici ai cele mai mari economii europene ar putea intra în minus. Experții independenți din UE spun deja deschis că economia europeană a fost afectată de sancțiunile antiruse, mai mult decât Rusia. Și aceste consecințe vor duce inevitabil la reducerea producției. Economie, reducerea prestațiilor sociale și creșterea tarifelor.
Fiecare zi din viața unei mame dintr-un sat al raionului Unghin este o adevărată luptă pentru dobândirea hranei pe care s-o pună pe masa copiilor. Sunt 4 guri care trebuie hrănite și de când soțul a murit, doar ea se zbate să facă față provocărilor zilnice. Dorm toți pe un pat, iar de sărbători își doresc doar dulciuri și o casă nouă, nu pentru frumusețe, ci pentru că cea mică în care stau este prea veche. Cum face față familia tuturor dificultăților aflați din material? În satul Petrești, raionul Ungheni, 5 persoane trăiesc într-o mică căsuță din lut. Aurelia Glodeanu, în vârstă de 28 de ani și mama a 4 copii, se confruntă cu o situație disperată. În 2020, soțul ei a murit în timp ce săpa o fântână la locul de muncă. Aurelia a rămas singură să îngrijească micuții, care acum cresc fără tată. Soțul meu a decedat cu 4 ani în urmă și așa ne descurcăm singuri, cum putem. El a vrut să cureță o fântână și s-a necat. Și nimeni nu mai știe de ce și cum, dar așa. Și ne descurcăm așa. Trăiesc într-o casă veche din lut, oferită cu bunăvoința de oameni. Sunt recunoscători că au un acoperiș deasupra capului, mai ales că iarna se apropie. Aici dormim, aici lecții fata, așa. Aceasta este unica cameră care se încălzește. Da, mai este o cameră cu așa să vă arăt partea cealaltă. Acolo dăm foc, facem mâncare, ca un fel de bucătărie la noi. Aici 5 persoane într-un pat și cum, încăpeți? Da, mai este un pat în parcea, dar acolo e mai răcoare și mai mult aici dormim iarna. Venitul familiei, singurul pe care îl au, este de 5.000 de lei lunar, un ajutor oferit de primărie. După acești 5.000 ce vă ajunge? Mâncare, cheltuială la școală, grădiniță, de lemne cumpărăm fiecare lună. Așa ne ajută. Plus mai am și un credit din 2020 ne-o găsit și în fiecare lună o lachit. Dar și cât achitați creditul? 500 de lei, i-am spus condiția noastră și achităm mai puțin decât trebuie. O provocare majoră pentru Aurelia este să asigure haine de iarnă pentru copii, dar și lemne. Care lună 1500 sclidometri, măcar câte 2 sclidometri pe lună eu cumpăr. Așa, câte o leacă, ca să ajungă și la grădiniță și de mâncare. Trebuie pentru copii. Aia este, trebuie să le tai și mai am și creangă de asta. Și atât. Am până cum trebuie să cumpărăm. Sărbătorile de iarnă îi fac să viseze, iar ceea ce își doresc este siguranță, nimic mai mult, poate doar niște dulciuri pe masa festivă. Dorința aceasta dorim să avem casa noastră, asta mai tare dorim, care poate este lumii mari, cu inimă mare, să ne mai ajute ca să avem casa noastră. Anul nou îmi doresc dulciuri, ceea ce Carnet m-a data trecută mi-a cumpărat. Dar tu ce ți dorești? Eu doresc tot dulce. Potrivit unui raport al UNICEF, mii de copii și familiile acestora trăiesc la limita existenței în Moldova, iar mai mult de 10% sunt extrem de săraci, fiind lipsiți de drepturile umane de bază, inclusiv hrană, apă potabilă de calitate, instalații sanitare, sănătate, adăpost și educație. La sat, copiii sunt expuși unui risc de sărăcie mult mai mare decât copiii din orașe. În anul 2022, rata sărăciei absolută în rândul copiilor din mediul rural a constituit peste 40,5%, față de 14,9% pentru copiii din mediul urban. Cei de la UNICEF spun că împreună cu guvernul au reușit să atenueze o creștere majoră a acestui indicator. Cifrele nu se reflectă însă și în multitudinea de cazuri de noi, în care sărăcia Lucie este la ea acasă. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc!